Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Berbec, etalare pentru martie 2021. Înainte de toate vreau să transmit la mulți ani în avans pentru cei care sunteți născuți la sfârșitul lunii martie, pentru că eu etalare o să fac la sfârșit, eu știu când, între ei și-o vedea, dar poate pentru cei care sunteți chiar în primele zile ale zodiei, vreau să fiu totuși în avans cu urările. La mulți ani și să aveți un an minunat, multă sănătate, dragoste și bucurii. În timp ce am amestecat cărțile, s-au arătat mai multe, însă acestea parcă au vrut să rămână pe masă, să transmită un mesaj. 3 de bâte și 6 de spade. Este vorba de o călătorie. Ați așteptat să călătoriți, unii dintre voi, că sunteți din generații diferite. Unii mai tineri, alții mai în vârstă, unii cu familie, alții fără familie, unii care ați iubit, care ați trecut prin iubiri. Încerc să transmit un mesaj pentru cât mai mulți. Ați așteptat această navă, da? Ați așteptat pe cineva, ați comunicat la distanță cu cineva sau ați așteptat să călătoriți înspre cineva? Și cred că începeți să pregătiți această călătorie pentru că se arată 6 de spade, care deja manifestă călătoria la care v-ați gândit voi de ceva timp. De ceva timp v-ați gândit să călătoriți, da? Și se pare că vă pregătiți de un drum. Un drum care, în principiu, vă duce către locuri mai bune. Că veniți în țară, că plecați din țară, este alegerea voastră. Unde vă duceți, vă este mai bine decât de unde plecați. Și e bine. Ah, ce mă enervează că s-a ondulat aici părul. În fine. E bine. Pentru că toți vrem să manifestăm lucruri bune, nu să regresăm și să stăm pe loc. Ia uite, s-a oprit la capătul setului de cărți. Vreți să vă echilibrați viața după ce ați trăit în niște confuzii unii dintre voi. C-o fi în legătură cu un semn de aer, c-o fi în legătură cu, eu știu, o comunicare cu cineva. Regina de spade înseamnă comunicare printre foarte multe altele. V-ați dorit o... Vă doriți să comunicați și să construiți ceva. Dar vă doriți foarte insistent. Eu cred că acest diavol... nu vă supărați. Acest diavol cred că sunteți voi. Unii dintre voi. Este o dorință insistentă de a exprima ceva. Un foc. Că acest foc se poate exprima și profesional și printr-o colaborare. Că este într-adevăr și o atracție fizică față de cineva. Oricum. Vreți să transmit, să comunicați și simțiți că această comunicare, trei înseamnă comunicare, Mercur, da? Această comunicare nu mai poate fi manifestată corect, coerent, clar, la distanță. Și pentru acest motiv aveți, sau din acest motiv vă doriți o călătorie, cel puțin din acest motiv, dacă nu din mai multe. Acum, această balanță poate să însemne balanță. Tot zic balanță. Balanță, da, e un balanță, de un echilibru de care aveți nevoie. Poate să reprezinte și chestiuni în justiție pentru unii, contracte, locuri de muncă pe care, eu știu, vi le doriți. Vedem. În fine, poate să însemne foarte multe. Nu musa e zodia balanței. Da, Lia? Sunt și alții care... trec prin diferite alte încercări. În fine, hai să vedem. Berbeci. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Okay. Să fac așa deocamdată. Central, ia uite. Vreți să vă dezlegați? Interesant, să rupeți niște lanțuri cu cineva. Blocaj. Ah, niște probleme financiare. Sau o relație care scârțe și care are nevoie de comunicare. Dar comunicarea asta trebuie făcută într-un anume fel. Interesant cum este. Da, imediat să pun și celelalte cărți. Cavalerul de monede. 6 de bâte ca la pești.
În aceeași poziție, la trecutul apropiat. Cavalerul de cupe în viitor îndepărtat, e frumos. Regele de cupe în prezent. Valetul de bâte sfat exterior, regina de bâte, interesant, care s-a regăsit și la pește în central. 5 de cupe, de ce vă este teamă? 5? Da, 5 e. Ce vă doriți? Măi, vreți să comunicați, valet, deci aveți și sfatul este. Clar că vă doriți să comunicați, unii dintre voi. Măi, de ce ai picat? Da? Cu asul de spade și cu doi valeți vă doriți comunicarea. Pentru că am zis bine, intuiția, eu știu, ghezii mei mi-au șoptit bine. Comunicarea la distanță nu se compară cu cea face-to-face. Nu se compară. Poate să zic că lumea ce-o zice. Cine crede că o relație la distanță poate să supraviețuiască mult timp, se înșală. Nu că ar înșela cineva, dar apar, eu știu, nepotriviri, nu se înțelege energia, vibrația, persoana. Frumos, măi, norocoșilor, băi, să vă fie norocoșilor ce realizați steaua. Măi, vă împliniți destinul cu cine? Interesant. Dar de ce apar chestiile astea? Confuzii, trei de spade. Până la stea, până la destin, măi, trebuie să vă vindecați. Da, imediat zic. Știu că vă zic, vă cică de mai mult timp, dar vindecarea durează. Și unii chiar nu și-au făcut lecțiile la capitolul ăsta. Nu știu ce fac unii. Stau și se uită pe pereți sau se vaită. Dar, măi, fiți berbeci. Și luați destinul de coarne, ca să nu zic taurul, că părmăcesc cam ceva cu taurii. Stați un pic să iau cartea. Sper să nu se fi decalat sunetul. Deci, în prezent aveți. În prezent aveți. Central. Aveți asul de spade. Dorința imensă, imensă de a comunica cu cineva. Pe de o parte, un anume tip de comunicare cu cineva și cu altcineva trebuie să tăiați o karmă. Niște lanțuri, să vă rupeți. Că ați stat, ați văzut trei de spade, a stat într-un loc și vreți să plecați, să vă rupeți de acel loc ca să comunicați cu cineva altfel, altceva, vreți altceva. Sabia asta iese din teacă. Probabil că ați ținut niște lucruri neexprimate, din niște motive, variază, distanța, neînțelegerea sau, eu știu, nu... Unul zice negru, altul zice alb și înțelegeți gri. Ar fi bine dacă ați mixa și s-ați pica la... Ați găsit un punct comun. Dar eu cred că nu e așa. Nu ați comunicat ceva. Mult timp a stat această sabie în teacă. Și în acest motiv... Central, simțiți că este nevoie să comunicați despre inimă, despre sentimente. Câți berbeci au curajul să facă chestia asta? Pentru că iar simt o presiune aici, la nivelul chakre. Exact aici o presiune simt. De ca și când sunt lucruri nespuse despre ceea ce ați simțit, despre ceea ce simțiți în general, despre emoții. Despre inima voastră aveți ceva de comunicat. Blocajul este acest 5 de monede. Posibil să fie și niște probleme financiare pentru unii. Faptul că, sau blocajul, provocarea este că poate unii sunteți într-o legătură care scârție, în care s-a mers greu, că aveți în trecutul anterior. Evident că trecutul e anterior. Vreau să zic trecutul îndepărtat. Mai greșesc și eu. Deci, trecutul îndepărtat aveți cavalerul de monede. Ați plecat undeva, cavalerul se mișcă cu gândul să construiți ceva, mai ales că sunteți la distanță, că am văzut trei de bâte. Poate unii ați plecat să faceți bani pentru familie. Variază acest plecat, da?
plecat să construiești ceva. Și poate că ați avut niște victorii la un dat, că apare totuși victorie în trecutul apropiat. Și totuși ceva nu a mers așa cum v-ați plănuit voi, pentru că apare această sărăcie, sărăcie în relația voastră cu altcineva, cu fii cu cei de acasă pe care i-ați lăsat ca să faceți bani. Variază, repet, pentru că știu berbecuțe care sunt plecate la muncă în străinătate, că sunteți într-o relație cu cineva care nu e în regulă relația, nu merge, scârție, nu împărtășiți ce trebuie. C-o fi relația din acest loc în care v-ați dus să munciți, că e relația de acasă, iar poate să varieze. Însă este o relație a voastră cu cineva în care nu vă exprimați sentimentele, vă simțiți așa separați. Dar interesant este că în această carte, și îmi place cum arată cartea, în aceste de cărți este o lumină. Și cinci înseamnă schimbare. Și cei doi sunt în interiorul unei biserici, a unei catedrale, a unui loc sfânt. Aveți nevoie de această energie divină ca să vă puteți apropia, să puteți schimba energia care până acum nu a manifestat așa cum ați fi vrut voi să manifestați. Încerc să-mi aleg cuvintele pentru că știu că sunteți mulți din generații diferite și mesajul clar că este pentru un grup dintre voi. Evident că o să clarific, însă simt că această lumină pentru unii, așa simt, pentru că pentru mine spada înseamnă cuvânt. Și cuvântul divin înseamnă lumină. Și zic divin pentru că aici este o catedrală. Dacă reușiți să comunicați în adevăr, reușiți să aduceți lumină în această relație sau în relația care are probleme și să mergeți către șase, către echilibru. Dar pentru asta trebuie să comunicați pe de-o parte și pe de altă parte, ia uitați, este un bărbat care își scoate căciula, pălăria în fața doamnei. Trebuie să manifestați un pic de respect față de persoana respectivă. Poate că nu a fost manifestat pentru unii, nu pentru toată lumea. Dintr-o atitudine oarecum, poate că așa ați fost învățați sau poate că asta este scutul vostru, să fiți un pic mai mândri. Unii, probabil că ați fost prea mândri, ia uite, aici iar e cu pălăria pe cap, da? Ideea este când veți comunica cu acest personaj să vă dea jos de pe cal și să vă scoateți pălăria. Ce înseamnă? Să fiți un pic mai împământeniți, nu prea multe aere și știu pentru cine spun, pentru o anumită serie de berbeci, da? Acei berbești care poate sunt un pic cam prea mândri, încrezuți și uneori chiar fără motiv sau puține motive. În fine. Deci este nevoie de comunicare ca să schimbați energia aceasta între voi și cineva. În prezent aveți iar cavalerul, regele de cupe pe care, dacă nu greșesc, l-am văzut și luna trecută. Deci se manifestă sfârșit de lună februarie, început de lună martie, acest rege de cupe. Dar putea să fie soare în pești, evident. Și e drăguț când apare confirmarea că avem și aici un soare, da, soare în pești. Asta pentru că în viitor îndepărtat aveți și cavalerul de cupe. Vreți să comunicați iar, nu e a treia, e a patra carte, pentru că și cavalerii și valeții doresc comunicare. Însă, în plus, cavalerul vrea și manifestare, nu doar comunicare.
Măi, eu așa simt. Vreți să comunicați despre lucruri care vă stau pe suflet, despre sentimente, despre emoții pe care nu le-ați exprimat până acum. Pe de o parte, regele de cupe înseamnă pentru mine dragoste profundă față de cineva, dar înseamnă și echilibru emoțional. Da? Înseamnă și echilibru emoțional. Acest rege de cupe nu zic să fie semn de apă, pești, drac, scorpion, dar cineva matur care ar putea să aibă sentimente față de voi sau față de care voi puteți să aveți sentimente, dar fiind o energie foarte matură și înțeleaptă, nu se manifestă ca un tinerel, tinerică care își pune emoțiile pe tavă, da? Și totuși, cât ai fi de matur, bine, și asta o spun din experiență, cât ai fi de matur, cât ai încerca să te echilibrezi emoțional, tot ai nevoie să spui și să te manifesti ca atare. Și pentru că sfatul arată valetul de bâte, voi, cu alte cuvinte, dorința voastră de a exprima și iar văd alegeri. Ați ales o direcție. Acel șase de spade, acea călătorie pe care v-ați pus-o în cap, o să o manifestați. Dar unii dintre voi vreți să manifestați ceva. Nu știu, ceva frumos. Aș fi zis pasiune, dar iar trebuie să o zic acum, chiar dacă sunteți generații diferite. Valetul de bâte și cavalerul de cupe. Ce poate fi mai frumos? Pasiune și emoții, nu? Dacă reușiți să comunicați corect. Aici este provocarea. Unii dintre voi poate aveți un copil, pentru cei care sunteți mai în vârstă, un copil care vă seamănă. La care vă gândiți. Însă, sfatul este să vorbiți despre ceea ce simțiți. Bâtele înseamnă foc, da? Pasiune, inspirație, energie. Valetul de bâte este foarte creativ, inovativ, îndrăzniți, pentru că voi totuși trebuie să îndrăzniți cât ați încercat să fiți în echilibru, cât ați încercat să țineți anumite lucruri nespuse, totuși, da? Alegeți-vă cuvintele, fiți în această energie divină, lăsați-vă inspirați de divinitate ca să puteți manifesta ceva coerent și frumos. Pentru că asta e sfatul. Să fiți creativi și să comunicați ceea ce simțiți. Atracția, emoțiile, problemele, da, și problemele, dar nu doar problemele. De-aia zic, fiți în echilibru, spada are două tăișuri. În fine, exterior aveți regina de bâte, aveți un personaj care pentru unii ar putea să fie. Dacă voi sunteți aici valeți, personajul acesta este mai matur ca voi și din acest motiv probabil se manifestă ca și rege de cupe. Posibil. Și nu are legătură cu vârsta, musai, ci cu felul în care vă exprimați. Unii berbeci sunt copilăroși. Știm că unii berbeci sunt copilăroși toată viața. Ăsta e adevărul. Unii. Că se pot controla, că se pot abține în public, să zicem, dar firea totuși multor berbeci să fie mai jucăuși, mai copilăroși. Acum, această regină de bâte nu cred că vă reprezintă pe voi, nu doar că nu cred eu, dar este și energie exterioară. Este un alt semn de foc sau cineva care se manifestă la fel de pasional ca voi, care vă poate fi o pereche potrivită, da? O să clarific. Față de care probabil că aveți atracție.
Pentru că valetul de bâte ce face? Merge spre cavalerul și spre regina de bâte, nu? Față de care aveți această atracție. Ce mai apare? Apare 5 de cupe, apar niște regrete, apar niște lacrimi, apare o ceartă cu cineva. Cu fi cu acest rege de cupe, cu fi cu altcineva, iar variază. Apar niște lacrimi în poziția fricilor. Poate că și voi ați plâns, unii dintre voi știu sigur că ați plâns, Lia știu sigur că a suferit și nu vreți să mai suferiți. E minunat dacă vreți să nu mai suferiți, vindecați-vă, întoarceți-vă privirea de la cei care, prietenii sau cei care v-au trădat și întoarceți-vă către acest suflet pereche, da? Doi de cupe. E un suflet, e o dragoste adevărată, regele de cupe, care e în preajma voastră. Și nu e doar dragoste, e și pasiune. Simt că e și pasiune. Nu văd că ar fi două persoane diferite, că ar fi trebuit să fie alegeri. Am senzația că e același personaj, regele de cupe și regina de bâte. Personaj autoritar, da? Creativ, amândoi sunt creativi, foarte creativ și sensibil, dar și pasional. E frumos, e frumoasă energia. Ce vă doriți? Iar? Valetul de monede. Să dați un telefon, să dați un mesaj, să oferiți un cadou cuiva, asta vă doriți voi, să construiți ceva, o relație, da, da, ce frumos, pentru că provocarea este 5 de monede, vă doriți să vă implicați într-un mod creativ, cum am zis, că valetul de bâte e foarte creativ, inovativ, să găsiți soluții interesante și să puneți. Să veniți cu a șasea cărămidă, vorba vine, da? Și să echilibrați situația, această relație, care din niște motive, scârție, și nu doar scârție, sunt doi de cinci, vă aduc și lacrimi și vouă și lor. Acum că aceste lacrimi țin de altă relație, iar poate să varieze, voi știți. Mai sper că ați înțeles. În fine, ce reușiți să faceți? Apare steaua. În primul și în primul rând, pentru cei care aveți o suferință mai veche, da? Manifestată aici în poziția fricilor de 5 de cupe, începe să vă vindecați. Începe să vă vindecați, să vedeți că aveți opțiuni și să înțelegeți că soarele înseamnă nu doar fericire, înseamnă și trezire. Să înțelegeți de ce ați suferit cu cineva, de ce, eu știu, ați trecut prin niște dezamăgiri. Și înțelegerea aduce și fericire mai devreme sau mai târziu. Pe de altă parte, o să clarific, repet. Există cineva cu marcaj în semnul leului care va aduce și confuzie și ceva răni. Acum că voi le-ați adus lor, că ei v-au adus vouă. Sau poate acest personaj este dezamăgit și trebuie să fiți mai. Da, posibil. Cineva cu marcaj în semnul leului. Marcaj, încerc să zic marcaj ca să nu mai zic zodie, pentru că nu apar doar zodiile, apar marcajele. Uf. În fine. Deci ce reușiți să faceți? Să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional și se vede și prin regele de cupe, că începe să vă echilibrați, ar fi minunat, regele de cupe înseamnă și vindecare, da? Începe să credeți, să sperați și e minunat, se vede și prin soare, să credeți că o să fie bine și pentru voi. Pentru că dacă nu credeți, n-are cum să fie bine, da? Hai să clarific. Clarificăm pentru berbecuți. Ați blocat o pasiune cu cineva. Printr-o comunicare, poate prea. Regina de spade taie uneori, rănește când vorbește. Și ați blocat o pasiune, ați blocat un început cu cineva, unii dintre voi. Sau poate unii dintre voi ați fost blocați de un semn de aer. Sau cineva care s-a manifestat foarte rațional, nu zic neapărat semn de aer, cineva care s-a manifestat rațional în relația cu voi. Iar variază, depinde și de voi cum v-ați.
exprimat acest as de bâte? Depinde. Dar a fost în continuare, este un potențial, e un potențial. Dar din niște motive, iar care țin de comunicare, pentru că regina de spade are nevoie de comunicare, din niște motive, acest potențial, acest început, această pasiune, ce-o fi fost, s-a blocat. S-a blocat. Și iar este nevoie de comunicare, regina de spade și asul de spade pe care l-am văzut mai devreme. Este nevoie de comunicare. Însă încercați să comunicați, să vă găsiți cuvintele, să vă lăsați inspirați de divinitate, pentru că în relații trebuie să fim delicați. Ce să mai... Clarificăm, ce am zis să-mi clarific? Asul de spade, ok, asul de spade. Ia uite, asul de spade, are nevoie, da, iar e călătorie, domne. Faetonul. Vreți să călătoriți, vreți să comunicați despre această călătorie și această călătorie vă va aduce, ia uite, trei de cupe, bucurie mare, mare, poate vă, eu știu, bucurie poate să fie și cu prietenii, dar ce-i frumos, pentru că am zis că ce reușiți să faceți, apare steaua și am zis că faetonul întotdeauna merge către stea, steaua sa este chiar aici, uitați-o. În frunte, da? Aici este. Vreți să mergeți către destinul vostru? Posibil simțiți că este cineva predestinat vouă? Dar trebuie să comunicați în adevăr ca să puteți manifesta, pentru că unii nu știți ce înseamnă să manifestați. Ia uite, aici sunteți voi sau... Ia, să fie același personaj, da? Ia uite. Cred că v-ați făcut... Da, supărați. Supărați, îngrijorați. 4 de cupe, 5 de cupe apare și la voi, în poziția fricilor. Știu că poate vă creează confuzii faptul că vă arăt cărțile așa, dar unii chiar înțelegeți ce înseamnă cărțile acestea. Însă, am zis, nevoia de comunicare, de clarificare, de eliberare de niște situații neplăcute. Și repet, ca să manifestați, să ieșiți din starea de sărăcie, de lipsă, de blocaje, trebuie să fiți într-un anumit echilibru emoțional și acest as de spade înseamnă acel cuvânt. Aici, interesant, pentru unii trebuie să lucrați chakra a cincea, Vishuddhi, ca să puteți manifesta destinul vostru. Chiar dacă nu e vorba de călătorie pentru unii dintre voi, chiar dacă nu e vorba de călătorie, este destinul vostru, da? Faetonul, determinarea de a vă întâlni persoana predestinată cu care puteți să fiți fericiți. Dar, repet, trebuie să învățați să manifestați de aici, din Vishuddhi. Când rostiți, să fiți în echilibru, că dacă rostiți la nervi, nu se manifestă decât ce ați spus, da? Dacă vreți să manifestați fericire, rostiți cuvintele în echilibru, regele de cupe. În vindecare, da? În fine. Hai, sper să înțelegeți asta. Continuăm. Deci asta ar fi asul de spade. Ce este 5 de monede? Acea relație ciudată sau probleme financiare, ce ar putea să fie 5 de monede? Clarificăm 5 de monede. 5 de monede. Interesant că a apărut la... Da. Să nu vorbesc în paralel. 5 de monede. Asta? Băi, deci cărți similare ca și la pești, dar altfel. Deci aici este îndrăgostiți. Trebuie să alegeți. Alegeți să fiți singuri sau să fiți în relație cu persoana predestinată. Care relație, în principiu, e armonioasă, dar chiar dacă... este persoana potrivită, asta nu înseamnă că nu mai apar și discuții și problemuțe din când în când. Aici este provocarea. Să fiți în echilibru. Pentru că îndrăgostiții nu înseamnă musai. Că sunteți îndrăgostiți nu înseamnă musai, zodia gemilor. Îndrăgostiții nu înseamnă doar alegeri importante în dragoste, deși sunt alegeri importante, probabil că trebuie să lăsați o persoană în spate ca să mergeți către altcineva, da? Un alt potențial. Îndrăgostiți înseamnă să vă echilibrați yin și yang, da? Masculinul și feminin. Dacă sunteți prea bătăioși, fiți mai blânzi, mai receptivi. Dacă sunteți prea depresivi, fiți mai bătăioși. Aici este.
Aici este, starea de lipsă. Ce, aoleu, că eu nu am, aoleu, aoleu, că n-am bani, că nu mă iubește, că nu aia, că nu aia altă. Asta e starea de lipsă, 5 de monede, da? Și aici este provocarea, trebuie să fiți în echilibru, măi, să vedeți și partea bună și partea negativă și partea pozitivă. Și suferința, dar și lecția. Și sunt multe de învățat în această carte. Dar trebuie să fiți voi, masculinul și femininul vostru, în echilibru. Cum am zis și mai devreme, și se leagă. Clarificăm 6 de bâte, am zis, pe care l-am văzut și la pești, exact în aceeași poziție. Poate voi aveți acolo planete în zodia peștilor. Poate vorbiți cu cineva care are planete acolo. Și atunci, în contextul ăsta, dacă există treaba asta, 6 de bâte, îl simt ca o... Cred că amândoi ați fost un pic, v-ați tratat din ego și nu din suflet. Asta e, din ego. Sau cel puțin unul dintre voi. În fine, 6 de bâte, clarifică. Măi, măi, măi. 6 de bâte a fost clarificat de 7 de monede. Pentru cine o fi, o fi. În trecut ați avut de-a face. Ați dorit o victorie cu cineva. Ați dorit o victorie cu cineva, dar nu v-ați implicat. Sau nu s-a implicat persoana. Evident că variază și așa ceva. V-ați dorit o victorie cu cineva și persoana nu s-a implicat. Și unii dintre voi... Eu știu și cazuri în care berbecii nu s-au implicat, dar știu și cazuri în care berbecii, berbecuțele în mod special, s-au implicat. Dar, în fine, variază. Da? Și cealaltă persoană nu s-a implicat. În fine, după cum vedeți, unul muncește și altul se bucură de viață, de distracții, de atenția altora. E o energie foarte diferită. Poate că celălalt... interesant. Asta pentru că aveți regina de bâte. Posibil pentru unii dintre voi ați așteptat întâlnirea cu cineva care vă atrage atenția. Ați așteptat. Cred că unii dintre voi sunteți aici. Ați muncit să vă echilibrați viața și ați așteptat să vină cineva care să vă scoată din plictiseală. E o stare de oboseală și de plictiseală. Și a apărut cineva, acest personaj față de care simțiți atracție, da? Simțiți atracție, posibil să simțiți și dragoste, nu doar atracție cu acest rege de și cavaler de cupe. Da. Și da, din acest motiv apare 5 de monede, pentru că sunteți foarte, în acest moment, ca și vibrație, sunteți foarte diferiți. Și ca să puteți să vă întâlniți, ca să puteți manifesta această întâlnire, trebuie să intrați și voi pe aceeași vibrație. Dacă ei sunt victorioși, trebuie să fiți și voi victorioși. Dacă ei sunt precauți, trebuie să fiți și voi precauți din când în când, da? Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Ca să te apropii de cineva, trebuie să intri pe vibrația persoanei, altfel nu o să reziste legătura, comunicarea, ce ar putea să fie între voi. Nu o să reziste. Pentru că nu sunteți pe aceeași vibrație și o să vorbiți un termen și o să vă separați, o să vă despărțiți. Sper că înțelegeți. Clarificăm, te rog frumos, regele de cupe din prezent. Asta parcă a vrut să se arate. Ia uite, 10 de spade, multă suferință. Multă suferință. Și totuși regele de cupe înseamnă dragoste foarte profundă. Dar apare și multă suferință. Mai dăm o carte. Ce ai mai? 2 de... Wow! Mai... Dă-i frumos. E frumos. Două suflete perechi, da? Și asul de bâte. Dacă ați iubit profund pe cineva și v-a dezamăgit, posibil pentru unii, sunt două variante. Să apară acest semn de foc. Sau nu neapărat semn, persoană care se manifestă mai la fel ca voi sau mai ceva ca voi, da?
Să apară această scânteie, pasiune pentru un alt suflet pereche, da? Posibil. Și vă va ajuta să vă eliberați de această suferință. Dragoste, suferință, este în viața cuiva. Deci dragoste adevărată, suferință în prezent, da? Și totuși, în continuare, a venit asul de bâte și doi de cupe. Suflete perechi, pasiune, dragoste arzătoare, atracție. Deci, dacă vă eliberați de cei care v-au făcut să suferiți, cum am zis mai devreme cu șase de spade, mergeți către un suflet pereche în această călătorie. Da, călătoria asta despre care tot vorbesc, pe care vreți să o manifestați. Cât de curând. Sunteți determinați să vă întâlniți perechea predestinată, da? Apare, dar trebuie să vă eliberați de aceste dureri. La capătul setului de cărți mai, nu știu. Nu știu ce e în viața voastră, dar este o întâlnire karmică cu cineva, iar, repet, posibil la distanță, 8 de spade, la distanță, peste o apă, în alt oraș, peste, în altă țară, așa, pentru care ați suferit și voi, posibil și ei. Și iar am două variante. Ori sunteți obsedați de această fericire să o câștigați, ori, dacă ați suferit și voi și ei, dacă se vede, suferiți din cauza egoului. Suferiți din cauza egoului. Aici este, intrați pe dragoste necondiționată. Și asta înseamnă iertare și se manifestă prin steaua pe care am văzut-o ca și final la sfârșitul lunii martie. Învățați să iertați, învățați să vă iertați pe voi, să vă vindecați, că iar am o presiune aici. Da? Și în momentul în care faceți acest lucru, se poate manifesta această fericire cu același personaj sau cu altcineva, dar se poate manifesta. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut. Și egoul nu înseamnă musai orgoliu, dar de cele mai multe ori înseamnă orgoliu. Dar poate să fie egoul, poate să fie și frica, poate să nu aveți încredere în voi sau să aveți prea multă încredere. Clarificăm regina de băte. E o nouă pasiune, e o pasiune undeva. Da, voi știți, e viața voastră, poate că sunt mai multe personaje în viața voastră. Mai, dar ce sare! Să mai pun totuși pauză. Hai, măi, nu se deschide. A apărut 8 de monede. 8 de monede. Acest personaj muncește. Am vrut să clarific regina de bâte. Dacă vi se pare că e cineva care strălucește și are victorie și atrage atenția, să știți că acest personaj muncește pentru ceea ce are, pentru ceea ce este și pentru felul în care se manifestă. Deci muncește. Posibil acest personaj să-l întâlniți ori la locul lor de muncă, ori la locul vostru de muncă. Cu 8 de monede, da? Să vă întâlniți la locul unuia, ori al vostru, ori al ei. Al lor, pardon, că poate să fie și bărbat, da? Regina de bâte. Regina de bâte și 8 de monede. Acest personaj are multe calități. Simt că pentru fiecare monedă pune același foc, același foc, aceeași energie. Pentru fiecare monedă. Probabil că lucrează la mai multe proiecte. Dacă nu știți, vă zic eu. Fiecare monedă e un proiect în care se implică. Și acest personaj vă influențează. Posibil să fie acest as de bâte, acest suflet pereche, care vă ajută să vă eliberați de aceste suferințe. Sau, dacă acest personaj va produce suferință și simțiți dragoste pentru ei, încercați să manifestați, să comunicați la suflet, la suflet. Da? E vorba iar de comunicare. Măi, sper că înțelegeți.
Valetul de băte. Clarificăm sfatul, pentru că ăsta e sfatul vostru, valetul. Valetul de băte a fost clarificat de trei de spade. Comunicați, măi. Comunicați și ce vă dezamăgește. Și în general, berberi ce spun cam ce. Dar depinde cum. Cam ce le trece prin minte. Dar acum uneori vorbesc și fără să gândească. Știu. Mai dăm o carte. De ce e trei de spade? Nu o carte, clarificăm trei de spade. Trei de spade a apărut și la pești. Ia uite. A, asul de bâte. Dacă vreți să vindecați această dezamăgire pe care o aveți și voi, probabil că o simt și ei în relația cu voi, comunicați, exprimați-vă ce simțiți și manifestați ceva nou. Am zis că acest personaj e interesant. Lăsați-mă ca să vă explic. Acest personaj muncește, da? E energie exterioară. Este un personaj care are victorii. Că vă place, că nu vă place să vedeți acest lucru, personajul ăsta are victorii. Am zis că s-ar putea unii dintre voi să munciți, să fiți mai plictisiți. Dar dacă vi se pare că acest personaj atrage atenția, să știți că și acest personaj muncește. După cum vedeți, muncește mai mult decât voi. Voi aveți 7, ei au 8. Și atunci, ca să intrați pe această vibrație, rămâne de văzut pentru cine vorbesc, nu știu pentru cine vorbesc, da? Voi sunteți aici semn de foc. Trebuie să mai veniți cu încă o monedă ca să ajungeți să vă apropiați de vibrația acestui personaj, înțelegeți? 7 și cu 1, 8 este sfatul vostru, da? Și ei sunt aici la 8. Energie exterioară. E cineva care vă influențează. E cineva care vă influențează. Pe de-o parte, vă creează și niște o suferință, că probabil nu puteți manifesta ceva cu ei. Dar asul de monede înseamnă un început. Puteți să aveți deja doi, da? Doi ași. Puteți avea acest început în martie, da? Sau în perioada următoare, da? Cu acest suflet pereche. E un suflet pereche, da? Și dacă reușiți să faceți acest lucru, scăpați de aceste dureri, de aceste dezamăgiri, vă eliberați, vă vindecați, că tot am vorbit de stea, înseamnă vindecare. Dar ce înseamnă vindecare? Înseamnă să vă implicați într-o nouă direcție, la modul practic. Ăsta e sfatul. Să începeți să creați o relație de lungă durată. Sau dacă nu e relație, un proiect. La locul de muncă, o chestie care ține de profesia voastră, o idee. Puneți-o, materializați-o. Și uite, așa vă vindecați de dezamăgiri. Nu stați în această dezamăgire prea mult. Pentru că aveți oportunități, 7 de cupe, aveți oportunități, trebuie doar să le vedeți. Valetul de monede, am zis că înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă un mesaj, o întâlnire, un dating, o întâlnire cu cineva, un cadou. Construcție, acest as de monede care este vibrație înaltă, se coboară pe pământ și începe să manifestească. De fapt, asta are. Asta e drăguț. Ia uite ce frumos! Nu, dragoste, o dragoste frumoasă, vindecarea, vindecarea voastră, să începe să exprimați dragoste după ce n-ați exprimat-o unii dintre voi. Ok, valet de monede. Clarific. Ia uite. Tot aici vreau să vină. Deci, valetul de monede, scuzați-mă. Valetul de monede a fost clarificat de asul de cupe. Amândouă personajele oferă ceva, da? Nu doar emoții, cum am zis mai devreme, că apare, v-am arătat, dați în urmă, cavalerul de cupe care dorește să-și exprime emoțiile, cavalerul de bâte care exprimă pasiune, foc, atracție, chestii, sexy, da? Dar nu doar. Dar iar,
și monede și cupe. Al treilea as, măi, berbecilor, băi, dar vreau să fiu berbecuță! Vreau să fiu berbecuță în martie. Nu puteți să facem schimb de zodie? Arată bine, măi. Deci, în momentul în care faceți gestul care trebuie, se manifestă, începe și se manifestă acest nou început. Că o fi cu alt personaj, că o fi cu același personaj, iar variază. Mamă, ce frumos! Da, și blocați, blocați pe cei cu care ați avut niște jocuri mentale, conflicte care v-au îmbolnăvit de nervi. Blocați. Sau, dacă sunt jocurile voastre, încercați să blocați acel stil de a vă raporta la perechea voastră, la personajul drag și să schimbați felul de a comunica, măi. E chestie de comunicare, iar. Mă, 3 ani, măi, berbecilor, măi, că vreau și eu. Clarificăm steaua. Te rog frumos. Nu sunt invidioasă, nu mi-a ajutat pus și mie 3 ani. Clarifică steaua. Băi, ăștia sunteți voi. Regina de... Nu. E personajul ăsta. Oh, da. Steaua a fost clarificată de Regina de Bâte. Regina de Bâte care apare în influență exterioară. Acest personaj pe care l-ați întâlnit ori la locul lor de muncă, ori la locul vostru de muncă, e un personaj... Regina de Bâte inspiră, măi. Și e plăcută în general de oameni. E plăcută pentru că varianta sa superioară aduce multă bucurie. Are așa un fel de a fi mai... nu doar atractiv, dar optimist. E optimistă, dar și muncește pentru viața ei, după cum vedeți. Și interesant este că ceea ce reușiți să faceți, steaua, regina de bâte, să vă apropiați, pentru că am zis că faetonul vrea să călătorească. Vrea să călătorească către destinul său. Probabil că simțiți că acest personaj, simțiți cu acest rege de cupe, simțiți că acest personaj este sufletul vostru pereche și vreți să manifestați la toți așii. Mai, toți pe bune, acum văd că aveți și asul de spade. Mă, ați zăpăcit. Mai, berbecilor, mă. Deci, să vă arăt. Asul de spade, asul de monede, asul de cupe în poziția dorințelor și ce vreți o să faceți dacă știți să manifestați asul de bâte, mai săpăcit, îndrăgostiți-i. Două suflete perechi. Unde era? Să pun steaua și faetonul. Mai cât de curând? C-o fi luna asta, c-o fi luna următoare, vă întâlniți sufletul pereche. Unii dintre voi. Unii. Pentru cine vorbi, nu știu ce vârstă aveți și cine vă atrage, dar vă întâlniți sufletul pereche. Ia uitați-vă! Vreau să fiu berbecuță. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa!